The Merc with a Mouth. Astăzi vorbim despre personajul care a acaparat mințile fanilor încă de la primul film care a rupt granițele a tot ce însemna până atunci un film cu supereroi. Pentru că Ryan Reynolds, în acest rol, într-un film rated, a reprezentat visul împlinit a oricărui geek care aștepta un astfel de film încă de la începutul seriei X-Men și până în prezent. Nimeni altul decât al nostru, Deadpool. Wade Wilson, sau mai bine zis Deadpool, a fost creat de către scriitorii Rob Liefeld și Fabian Nicieza și și-a făcut pentru prima oară apariția în numărul 98 al seriei The New Mutants în decembrie 1990. Deadpool a fost inițial creat ca și un villain pentru New Mutants și X-Force, având ca abia mai apoi să fie structurat ca și un anti-hero, schimbând practic echipele și alăturându-se băieților buni. Inițial, Rob Liefeld, fiind un mare fan al Teen Titans, a găsit multă inspirație în vilanul principal al Titanilor, și anume Deathstroke, de aici numele lui Deadpool, care a fost acordat mai mult ca și un inside joke la Deathstroke, al cărui nume este Slade Wilson. De asemenea, masca lui Deadpool este puternic inspirată după cea lui Spider-Man, asemănarea fiind evidentă în partea ochilor, cele două măși semănând destul de mult, Liefeld, declarând chiar că Deadpool este practic Spider-Man, doar că utilizează arme și săbi. Basically, fiind un jerk care ori va face mișto de tine, ori te va ataca în cel mai periculos și random mod. Liefeld, fiind de asemenea obsedat de caracterul lui Wolverine, a vrut ca și caracterul său Deadpool să fie puternic legat de ceea ce însemna Wolverine. Astfel, i-a acordat o origine legată de X-Men și de mutanți, zicând chiar că Deadpool și Cable sunt ai lui Spider-Man și Wolverine. Astfel că originea lui Deadpool se duce puternic în inima X-Men, acesta fiind un mutant angajat de Genesis pentru a-i ucide pe Cable și pe The New Mutants. Iar Wade Wilson este un fost soldat în forțele speciale care, după ce a fost dat afară din armată, se alătură de bunăvoie programului Weapon X și primește astfel puterile de regenerare asemănătoare cu cele ale lui Wolverine. Memoria sa a fost de asemenea ștersă, astfel că Wade nu își poate aduce aminte de multe de detalii și amintiri de dinainte de a deveni Deadpool. Acest lucru datorându-se unui om de știință numit Butler, care îi folosea ADN-ul lui Wade cu scopul de a găsi un leac pentru cancer. Acesta, ștergându-i constant memoria, vrând să creeze din Wade o armă ce mai târziu ar fi putut fi și controlată. Deadpool este unul dintre puținele personaje conștiente ca aparțin în univers de comic books, spărgând de cel mai multe ori al patrulea perete, cu scopul de a fi unul dintre, dacă nu chiar, cel mai comedic caracter din comic books. Iar un lucru mai puțin știu despre Deadpool este că acesta, în ciuda dovezilor evidente, are un spirit de moralitate adânc ascuns în interior, dar prezent mereu în momente care chiar contează. Wolverine fiind cel care verbalizează faptul că Deadpool este lipsit de orice scrupule și moralitate, Archangel fiind cel care îi dezvăluie că pe vremea când era mercenar, Deadpool nu a încasat vreodată un cec pe care l-a primit. Astfel, fiind clar că motivația sa era departe de partea cea evidentă a banilor. Thanos este cel care declară că imortalitatea lui Deadpool era cel mai mare blestem al său, spunându-i că, și citez, consideră-te blestemat cu viață. Acesta finge los pe relația dintre Deadpool și alt caracter nemuritor de la Marvel, și anume Death. De asemenea, puterea lui Deadpool de a sparge al patrulea perete îl ajută și în lupta cu anumite personaje, acesta citind în următoarele pagini ale comic book-ului, ce va face personajul pe care îl confruntă. Deadpool și-a făcut pentru prima oară apariția pe ecrane în anul 1993 în X-Men The Animated Series, având ca mai apoi să apară în alte câteva animații precum Hulk vs. Wolverine sau Ultimate Spider-Man, iar în 2009 să-și facă prima apariție în live action în X-Men Origins Wolverine, care știm că deși nu a reprezentat cea mai ideală potențizare a lui Deadpool, Ryan Reynolds a luptat de apoi an la rând pentru a duce acest caracter din nou pe marele ecran, exact așa cum voia el, iar visul i-a fost îndeplinit când Deadpool în 2016 a devenit unul dintre cele mai bune filme R-rated făcute vreodată, iar acum, 8 ani mai târziu, vedem că trilogia este absolut perfectă. Iar Ryan Reynolds și-a completat sau îndeplinit acest vis, și Deadpool stă ca pilon al filmelor diferite cu supereroi, toate cele trei fiind mai mult decât extraordinare. Ei bine, aceasta a fost și pe scurt a lui Deadpool, abia aștept să aflu în comentarii părerea voastră despre acest personaj și de asemenea despre ce alte personaje să mai vorbim la această serie. Până atunci însă, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare.